La finalul primului semestru din anul școlar 2020-2021, semestru desfășurat în format online, directorul Liceului Tehnologic Tomșa Vodă din orașul Solca, Ilie Cristian Gorcea, se declară mulțumit atât de rezultatele elevilor, cât și de activitatea profesorilor, care în ciuda condițiilor au reușit să facă un învățământ de calitate. Ne aflăm în ultima săptămână din semestrul întâi, săptămână în care mediile școlare ale elevilor se încheie. Începând din luna octombrie, în unitatea noastră, învățământul s-a desfășurat în forma online. Cred că, datorită eforturilor pe care atât colegii cât și eu personal le-am depus, am reușit să facem un învățământ de calitate în această perioadă. Am beneficiat din partea guvernului de sprijin, am adus de la inspectorat 70 de tablete prin programul Educația în Siguranță. De asemenea, în trecut am mai primit 33 de tablete pe care deja le-am repartizat elevilor într-un alt program guvernamental. De asemenea, prin intermediul unui proiect pe care îl derulăm în școală, am reușit achiziția a 36 de laptopuri ce vor fi destinate elevilor de liceu și cred că reușim să ajungem cu bine la finalul acestui semestru. Așteptăm cu nerăbdare începutul semestrului al doilea. Sperăm atât noi, cadrele didactice, cât și elevii și părinții acestora, să începem în format fizic, pentru că, într-adevăr, învățământul tradițional, învățământul cu prezență fizică, este cel ce oferă calitate.